Iulescu a părăsit Cairo astăzi în zori. Suntem în direct prin telefon cu el. Laurențiu, bună seara! Bună seara! Aseară vorbeai de, hai să spunem pe românește, țeapa lui Mubarak. Cât de previzibilă era această răsturnare de situație? Știm că s-a trecut cu siguranță, și mă refer aici la oamenii de rând, în primul rând. Au trecut cu siguranță de la agonie la extaz. A fost acel anunț, acea presiune media aseară care a fost pusă asupra acelor oameni. Au fost acele surse citate, atât să nu uităm un personaj destul de credibil în Egipt, este vorba despre secretarul general al Partidului Democrat. Acest om a fost citat spunându-se că ar fi afirmat faptul că Mubarak își va da demisia. Am văzut cu toții ceea ce s-a întâmplat aseară în Piața Tahrir, acei oameni care sperau ca Mubarak să părăsească funcția de președinte încă de aseară, încă de azi noapte. În momentul în care am auzit și am ascultat cu toții acel discurs, bineînțeles, a fost o reacție de durere, o reacție de frustrare, mai bine spusă, a celor oameni. Și este oarecum de înțeles acest lucru, pentru că, iată, sunt 17 zile, timp în care ei au stat în acea piață, în Piața Tahrir, timp în care oamenii au încercat să protesteze și să-l dea jos pe președinte. Și vorbeam de agonie, dar și de extaz, ținând cont de anunțul care a fost făcut în urmă cu o oră de vicepreședintele Suleiman. Desigur, pentru oamenii de rând, cred personal că aceștia nu se așteptau, se pregăteau de o nouă perioadă a protestelor, drept dovadă au fost și următorii pași făcuți. Să nu uităm că protestatarii imediat au plecat înspre Parlament și înspre Palatul Prezidențial, mă refer la orele 22-23 aseară, după ce a fost făcut acel anunț. Oarecum, în schimb, jurnaliștii, media prezentă în Egipt se așteptau ca președintele Hosni Mubarak să cedeze. A fost o presiune atât media cât și internațională, o presiune politică asupra președintelui. Pe de o parte, pe de altă parte, să nu uităm și presiunea armatei, pentru că vă auzeam vorbind puțin mai devreme despre ceea ce înseamnă armata în Egipt și cât de important este sfatul celor din armată în acel consiliu, în ședință pe care Mubarak a avut-o încă de ieri. Așa, îți mulțumesc, Laurențiu, pentru această intervenție telefonică. Revenim la